Banalitatea e un cămin. Ambianța cotidiană e maternă. După o lungă incursiune în marea poezie, spre înălțimile aspirației sublime, spre piscurile transcendentului și ocultului, ți se pare cât se poate de plăcută, cât se poate de primitoare viața, revenind la hanul unde se hlizesc imbecilii fericiți, să bei împreună cu ei, imbecilizându-te la rândul, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, mulțumit de universul ce ți s-a dat și lăsând restul în grija celor care se cocoață pe vârful munților ca să nu facă nimic odată ajunși acolo. Nu mă emoționează deloc să aud despre un om pe care îl socotesc nebun sau prost, că îl depășește pe un om obișnuit în multe împrejurări și probe ale vieții. În timpul crizei, epilepticii dau dovadă de o mare forță fizică. Paranoicii raționează cum puțin dintre oamenii obișnuiți știu să o facă. Maniacii, atinși de delir religios, atrag mulțimi de credincioși, cum numai câtorva dintre demagogi, de vor mai fi existând, le e dat să reușească și cu acea forță interioară a convingerii pe care aceștia din urmă nu o pot transmite partizanilor lor. Toate acestea nu dovedesc altceva decât că nebunia e nebunie. Prefer înfrângerea care cunoaște frumusețea florilor unei victorii în miezul deșertului, atinsă de cecitate sufletească, izolată cu nulitatea sa specială. De câte ori nu-mi lasă chiar propria mea reverie atât de inutilă sentimentul unei orori de viață anterioară, de greața fizică față de orice misticism sau contemplație. Cu câtă grabă ies din casă, unde de asemenea visez, ca să ajung la birou și zăresc fața lui Moreira de parcă aș fi ajuns ușurat într-un port. Dacă mă gândesc bine, îl prefer pe Moreira lumii astrale. Îi prefer adevărului realitatea și prefer viața, da, chiar lui Dumnezeu care a creat-o. Așa mi-a dăruit-o, tot așa am să o trăiesc. Visez fiindcă visez. Dar nu a suporta să mi se aducă insulta de a le conferi visurilor altă valoare decât aceea de a fi teatrul meu intim, tot așa cum nu-i atribui vinului, de la consumul căruia totuși nu mă abțin, titlul de aliment sau necesitate vitală.